Adi, tu spuneai că o bați pe Dana pentru că nu face nimic. Da. Nu ești mulțumit de ceea ce face, așa? Nu sunt mulțumit, în primul rând, că nu își face nici serviciul ei și nici... Nu, pare că nu face nimic în casă. Care-i treaba ei, Adi, serviciul ei? Și muncă interioară și... Ei, și nu fac, tu faci și afară, ceva? Adică și adică ea să spele, ea să facă curat, ea să facă mâncare, ea să facă curat în grădină? Da. Și tu ce ai avea de făcut? Să aducă mâncare, dar aduc și eu când pot să muncesc. Deci totul să muncească ea, deci, e tânără și în primul rând ea trebuie să muncească, că de-aia am muncit până acum și am ținut-o și am făcut de toate, i-am adus de toate în casă. Adică să înțeleg că tu ai vrut să ai o soție mai tânără ca să muncească ea și tu să stai, că tu ești bătrân, tu ești obosit. Nu, doamnă, dar ea trebuie să muncească, de-aia nu își face nici menajul ei. Adică și tu nu trebuie să muncești, ea trebuie să muncească, dar tu nu trebuie să muncești. Mai trebuie să muncești și eu, dar cât tu pot. Mai din când în când, așa. Da. Crezi că dacă ea se duce la serviciu, mai e timp ca să mai facă și în casă? Totuși aș face eu dacă aș vede că se duce la serviciu. Îți asumi tu chestia asta? Doamnă, dacă o văd că o trage inima, adică să muncească în dreptate, aș apuca eu să Ce înseamnă să muncească în dreptate? Adică să tragă pentru casă. Uite, facem o înțelegere. Eu mă străduiesc să-i găsesc Danei ceva de muncă, un loc de muncă, unde se ducă să muncească, să plece de acasă. Dar credeți că se duce la muncă? Eu sunt convinsă că se duce. Mă duc. Tu te ocupi de treburile casei? Vă promit. Și de copil? Aveți cuvântul meu că eu mă apuc de toate treburile. Și le și faci? Da. Deci aveți cuvântul meu, da. Hai, Dana. Eu nu mai să văd. Nu prea cred. Plecarea Danei la muncă ar reprezenta o schimbare majoră în viața celor doi. Eu sper așa să fie, dar nu-mi vine a crede. Deci că femeia asta se apucă de muncă. Ea nu e stare pentru ea, dar să scoale ea dimineața să ducă la servici. Asta îi place să ducă pe centură, e panoramă, e tânără, ce pot eu să-i cer? Deci nu pot să-i cer nimic, domne. O să convingă și doamna Anușa că nu muncește, că nu-i place munca. La primărie, vă nevastă, unde ai plecat? Ai plecat la muncă, nu? Păi, da, să normal. Vedem dacă o să găsești. Să văd dacă, să vedem dacă o să-ți placă toate munca. Treburile acasă. Ai plecat la muncă, să da. Vedem dacă o să-ți placă munca. Să văd ce faci tu când te descurci. Să vedem, doamnă, dacă... Acum să vedem dacă se ține de muncă. Eu sunt curioasă dacă te descurci și tu. Aia, că la aia nu fac probleme că-și găsește de muncă. Mă descurc. Deci totul ce abia este, aștept. Eu mă descurc și în treburile case. Abia aștept, Adi, să te văd. Noi mergem da, să vedem dacă ceva. Se descurcă ea, dar e îmbrăcată hai, așa. Hai, da, te duci îmbrăcată așa. A? Adrian rămâne acasă preluând teoretic sarcinile Danielei. Femeia este convinsă că el nu se va descurca, la fel cum și Adi este convins că soția lui nu va găsi nimic de muncă. Totuși, prezența consilierului de urgență îl face pe Adrian să fie puțin mai circumspect. Bună ziua! Bună ziua, domnule primar, Niculina Anușa Bugeac, sunt psiholog. Argeșanul, Dana, o domnișoară de la noastră, de aici din sat. Am venit și eu cu o rugăminte la dumneavoastră, dacă e posibil să ne ajutați. Doamna, de fapt, că e căsătorită, are o situație destul de grea. În sensul că e căsătorită, are un copil, dar nu prea au bani. Și am venit să vă întreb dacă există posibilitatea unui loc de muncă pentru ea. E un copil muncitor din ce am văzut eu, e harnică, este chiar un om care vrea să muncească. E vreo posibilitate să ne ajutați? Nu există posibilități. Ce pregătire ai? Am 10 clase, matei info și am diplomă de operator calculator. Știu și limba engleză, deci... Te descurci în engleză bine? Așa. Dacă n-am mai avut pe unde să mă mai descurc, dar oricum, eu cred că mă descurc. Noi, eu o să caut să ne ocupăm, personal o să mă ocup de tine, pe raza comunii, să văd ce putem găsi. Domnul primar, am încredere în dumneavoastră și vă mulțumesc mult pentru ajutorul și suportul dumneavoastră. Rămâne să mai vorbesc eu cu dumneavoastră, să-mi spuneți și mie ce ați găsit pentru Dana. Deci eu voi face tot posibilul ca să-ți găsesc un loc de muncă. Da, vă mulțumesc. Și spun că îți găsesc. Domnul primar, vă mulțumim mult de tot și am toată încrederea în dumneavoastră și ținem legătura atunci. O ajut. Vă mulțumesc mult de tot. Am ceva așa am aflat, dar... Mulțumesc mult de tot. Vă o zi bună și spor la ce aveți de făcut.
Dana este încântată de întâlnirea cu primarul. Până acum, toate interviurile pentru un loc de muncă au fost mai puțin productive pentru ea. Unde există bunăvoință, există și șansă și speranță. Uneori este important să ceri și ceea ce ai nevoie ajunge la tine. Cum? N-are importanță. Important este că îți rezolvi problemele și necesitățile. Dacă n-ar fi fost doamna Nușa, n-aș fi ajuns niciodată față în față cu domnul primar. Când am intrat înăuntru, m-am simțit ca și când aș mai avea o speranță și am simțit că pentru prima dată fac și eu ceva, că contez ca om și că în sfârșit pot să fac ceva, am și eu o putere. În timp ce la primărie se discută viitorul Danei în câmpul muncii, situația de acasă este oarecum diferită. După ce a spălat vasele, mormăind niște înjurături la adresa soției, Adrian se simte neîmplinit cu munca de femeie și decide să construiască o cușcă pentru căței. Măcale iertat apăi de bosolan. Hai că vă fac eu. Acu, că iertat așa, voi ați înghețat mă de frig aici. Ia mă că vă fac și vouă, vă fac și vouă casă. Ca să nu mai tremurați de frig. Adria cu mama voastră va da mă și ea să mâncați. E puturoasă. Ea nu e stare să mă... să muncească, să mănânce ea. Dar să vă dea vouă. Ea are suflet de câine, mă. Nici câine, că uite ea. Mititit de tine. Cuți! Uite ea. Hai că-ți face tata. Îți face cușca cu... îți face căsuța ta, da? Uite, și la pisică, da? Că iar tata, păi... iată, acum vă fac și voi o cușcă. Păi, nu trebuie să aveți și voi cușcă, că vine iarna. Hai, hai că vă face tăticul vostru acum o căsuță, ca să nu mai... să nu mai stați pe afară. Uite. Mâncă iar tata, păi, de copilaj mici, dacă... n-are cine să vă facă, vă fac eu. Eu trebuie să vă fac. Să vedem. Dacă mama voastră nu e stare să vă dea nici să mâncați, stai că vă fac eu acu cușcă. Oarecum previzibil, sosirea Danei nu aduce și aprobarea pentru proiectul imobiliar al lui Adrian. Ce faci, Adi? Ce faci, domnul, acolo? Ce să fac? Uite, am muncit, uite, am făcut cușcă la căței. Păi cușcă la căi? Păi ăia nu e suflete și... cum? Păi cușcă la câini faci tu toată ziua și trei vase ai spălat? Am spălat tot ce am găsit jegoas. Măi, nenorocitule, eu mă duc să mă chinui, să muncesc, să fac, să aduc bani în casă și tu trei vase speli și faci cușcă? Ce muncă ai făcut, măi, fată? Ce muncă asta ai e important tu? Să faci tu? Spun eu. Ce o cușcă pentru javrele alea, nenorocite? Uite, fată, ți-am spălat jegurile tale. Ți-am spălat jegurile tale. Uite-te și tu, vino cu ace să vezi. Uite, am făcut cușcă la cățel. Măi, nebunul, dracu, fiți ar javrele alea. Păi fie. Cum? Ei, mă, tu nu vezi că ești nebun? Deci dacă tu... păi toată ziua ai făcut, mă, toată ziua ai făcut cușca aia și ai spălat trei vase? Păi trei vase? Păi am găsit tot ce am găsit. Și nimic altceva? Păi cum altceva nimic? Mă, ce sunt astea? Astea sunt vase? Astea sunt vase? Băi, gata, Adi, mă, nenorocitul, dracu! Fă, tu ai fost la muncă? Da, am fost. Unde ai fost, fă, la muncă? La muncă am fost. Unde? Arată bani. Păi vrei bani în prima zi? Păi, dracu, fă firea. Păi, firea, să fii tu. Băi, firea, dă-mi norocită. Ia, arată. Arată firei tu, să fii tu. Firei tu, adu banii încoa. Acum spune-și-mi de ce ai bătut-o. Păi, doamne, văzut că tot i-a început. Da-ți de dimineață dacă muncesc, ia-te un bani. Te-ai dus îmbrăcată ca o c***ă. Firea cu să fii tu cu măta și cu tactul de nenorocită. Da-ți de dimineață dacă muncesc. Și totul... păi, asta e tupeu de c***ă. Deci asta e tupeu de c***ă care te arăt adevărul. Adrian nici măcar nu realizează cât de deplasată este reacția lui și de aceea persistă. Doamna Anușa, sunteți martoră. Să-mi arate ce a făcut ea de azi de dimineață. Eu am arătat tot ce am făcut. Hai du-te în casă, să vorbesc eu un pic cu Adi. Stai așa, ochii, nu? Lasă-o în pace, Adi. Păi cum să fiu, doamnă? Tu acum stai de vorbă cu mine. Doamnă. Hai să stăm jos. Veniți cu asta, uitați. Păi cum ia ochii? Dumneavoastră o credeți? Deci dumneavoastră o credeți, nu?
În mintea lui, cu sinapse rare și ciudate, Adrian consideră că el este victima. Nu mai suport alt loc, nu mai suport. După ce că mă chinui ca să mă duc să găsesc un loc de muncă să ne fie bine, îmi spune că sunt curvă și tu n-am cuvinte să spun ce e în sufletul meu acum. Parcă totul s-a rupt pentru el, nu știu. Adi, spune-mi și mie, ce te-a făcut acum să dai așa? Ne-ai dat cu sălbăticie. Da, deci eu muncesc de azi de dimineață, de când a plecat ea, ca să-și caute servici. I-am făcut cușcă la căței, că uite, deocamdată vine iarna. Trebuie să le fac și lor un adăpost acolo, când au venit. Ea nu are suflet, ea are nici suflet de câine. Deci eu am un suflet așa mare care mi-e milă de un animal, decât de un om. Legat de animalele mici, am văzut că unele dintre ele nu au coadă. Ce s-a întâmplat cu ele? A greșit. Nu s-a comportat cum să trebuie să comporteze un animal. Așa și? Și i-am tăiat coadă. Tu i-ai tăiat-o? Da. Păi de ce? Ca să-i pedepsesc, ca să le arăt cum se aplică legea. A, și tu ai suflet? Da. Deci cum care greșește la mine... Trebuie aplic... pedepsit? Da. Fie bătut, fie mutilat cumva. Corect. Dar tu ești un om cu suflet. Da. Adi, te-ai gândit vreodată că felul în care tu interacționezi cu animalele și faptul că strângi toate animalele prin jurul tău e o formă de slăbiciune cumva? Te simți trădat de oameni. Da, da. Și aduci în jurul tău animale, pentru că da. Ei n-au cum să te trădezi. Da, da, da. Deci tu te simți în siguranță și iubit da, de animal. Da, da, da. Asta e motivul pentru care mai repede ai hrăni un animal decât un om. Da. Adi, te-ai gândit vreodată că Dana s-ar putea să plece? Că tu o bați cu sălbăticie, da, Adi. O bat, dar știu pentru ce o bat. Pe dreptatea mea. Adi, indiferent ce ar face celălalt, nimic, absolut nimic pe lumea aceasta nu justifică bătaia. Deci tu ai momente în care nu te controlezi, tu nu mai știi ce-i cu tine momentele alea, din ce te-am văzut eu. Ceva în interiorul tău e atins. Acolo e o bubă. Cam aveți dreptate în tot ce spuneți. Descrie-mi și mie, uite, acum când ai sărit la Dan, ce ai trăit tu, ce ai simțit? Mi se pusese nodul în gât, așa? Deja nu mai suportam. Deci când o vezi pe cineva că nu are dreptate. A, deci asta se întâmplă ție când cineva nu are dreptate. Și da. Se pune un nod în gât. Da, da, da. Și după aceea? După aceea nu mai văd nimic. Mm-hmm. Dacă tot continuă. Dacă se calmează atunci pe moment când îi spui da sau chestii mm-hmm. de-astea sau... Așa, știi, caut să revin. Și dispare nodul din gât. Da, da, da. Dar dacă persoana continuă? Continuă mai rău, atunci așa? Gata, deja nu mai văd nimic în fața ochilor. Păi ar fi o modalitate... Să înveți să te controlezi în momentul în care simți că începe să apară nodul în gât. Fă cumva să te decuplezi, să închizi cumva sunetul, să nu mai auzi ce spune celălalt. Și să simți cum îți intră aerul. Deci să începi să respiri foarte adânc, foarte, foarte adânc. Deci să simți aerul. Și apoi să respiri la fel, deci să golești tot aerul din tine. Și să respiri așa de câteva ore, Adi. Când apare acel nod în gât, crezi că e posibil? Cred. Tu nu vei mai auzi ce spune celălalt, nu-ți vor mai crește nervii, că tu nu mai auzi. Ești tu cu tine, te întorci tu la tine. Respirând foarte adânc, tensiunea se duce. Îmi promiți că măcar pentru o perioadă de timp, câteva zile, o să te străduiești, o să faci tot ce poți tu. Vă promit. Când îți vin piticii și nodul în gât, să exersezi ce ți-am spus eu? Vă promit. Privirea lui Adrian nu spune că va urma sfaturile consilierului de urgență, măcar pare că le-a înțeles. Ce mi-a explicat doamna Nușa, am înțeles foarte bine. Deci totul ca să mă calmez pe mine însumi și să nu mai caut să fiu violent, să nu mai ubat, să zic o vorbă frumoasă, chiar dacă ea caută ca să mă enerveze atunci, în momentul ăla, și eu văd că nu are dreptate, eu caut să mă calmez, să-mi văd altă treabă de-a mea, care trebuie, cum spune doamna Nușa, trebuie făcute. Ai iubit?